Da. Cosmin, trebuie să spun că ai început să înțelegi ce trebuie făcut ca să poți să faci treaba. Deci, tema pentru acasă, hai să zic așa, de fapt, recapitulare, nu? Da. Recapitulare. Pe clasa nouă, așa e ceva. Da, aici la... A nouă. Da? Deci pe clasa nouă niște chestii care ai făcut tu. Și zi-mi cam ce ai făcut tu și urmă să vedem cu ce aș putea să te ajut eu, să vă ajute. Este un exercițiu, bine, care l-a făcut acasă, dar nu cred că l-a sfârșit. Ia să vedem. 2 minus 2, 2 minus radical din 2 totul la a doua. Deci 2 minus. Hai să mai șterg o dată. 2 minus radical din 2. Individual, da. Și aici ne putem întâlni și spun Dumnezeu, asta nu mi-a ieșit. Care e motivul? Și o să descopăr și să văd de cum acoperim vorba respectiv. Deci, e vorba de 2 minus 2, zis așa. 2 minus 2 radical din 2, totul la 2. Nu, 2 minus radical din 2, totul la 2. Numai radical din 2, da? Da. Așa. Da. Deci e 2 minus radical din 2 totul la 2. Cum am scris eu, nu-i bine, da? Nu. Așa este scris? E pur și simplu 2 minus radical din 2 totul la 2. Fără 2 este. Nu, e un binom, cum s-ar zice. Deci 2 minus radical din 2 totul așa la 2, da? Da. Așa. Deci 2 minus radical din 2 totul la 2 plus radical din radical din 3 plus 2 radical din 2, deci un radical mare, un radical mare. Mare și dedesubt radical din 3, da. Plus 2 radical din 2 sub radical totul la 2, ci sub radical mare totul la 2. Așa? Da, totul la 2. Plus radical mare din 11 minus 4 radical din 6 să fie număr natural, toată expresia. Deci toată asta a dat, s-a arătat din număr natural. Bun. Ei, știi, când ieșiți să fac ăsta de tipul ăsta, nu într-a nouă, într-a șapte. Deci pe ăsta am trecut la clasa a șapte, am făcut de-astea. Da, calculul radical. Nu? Ți amintește. Că venea câteodată și prindeai așa ceva. Da. Și acum să povestești tu cum ai încercat. Dar ce înseamnă să fii număr natural? Să aparțină... A, 1, 2, 3, să aparțină numerelor... Deci să nu mai fie nici radical, da. Să nu fie nici da. Negative. Deci să fie 1, 0, 1, 2, 3, asta da. Înseamnă. Da. Deci mulțimea numerelor naturale e formată din elementele 0, 1, 2, 3, 4. Și noi trebuie să lucrăm să se îndeau un număr de asta, natural. Adică muncim acolo și să vedem cine este. Eu am de să ocup paranteza, adică... E egal. Ai de să ocup paranteza, da? Da, 4 minus... 4? Minus 4 radical din... Nu, vine 4 ore 2, 8. Că vine tu radicalul din 2 la 2, dispare radicalul și vine, nu vine pe spate, nu doi, vine. Deci cum propui să facem? Să ne amintim formula A minus B. A minus B pe lângă A, deci e binomul la pătrat. E A minus B. A minus B totul la 2. Deci A pătrat minus 2AB plus B pătrat. A pătrat minus 2AB plus B pătrat. B pătrat. Ia pătrat minus B plus B pătrat, da? Și ar fi locul întâi la pătrat. Cine e locul întâi aici? 2. Da, 4. 2 la pătrat este 4. Mai departe. Minus 4 radical din 2. Minus de 2 ori. 2 ori 2, 4. 2 ori 2, 4. Ori 1, 4.
radical de 2. Deci 4 radical de 2. Da? 4 radical de 2. Și plus acum pe pătrat. Ăsta este A-ul și ăsta este B-ul. Și plus? 2. Plus B pătrat, adică ăsta la pătrat, plus 2. Da? Plus 2. Plus. Mergem mai departe. Deci aplicat ăsta la pătrat. Dacă nu știai formula, ce puteai să faci aici? Să știi că nu știai formula. Deci nu știai formula a minus B la pătrat. Ce ai făcut? 2 minus radical de 2 plus radical de 2. Deci 2 minus radical din 2, totul la pătrat. Este egal cu 2 minus radical din 2, înmulțit încă o dată cu 2 minus radical din 2. Pentru că asta spune, de când o să repete. Da? Da. 2 minus radical 2 mulțit încă o dată la 2 minus radical 2. Și acum mulțeam după cele două paranteze. Și cum mulțesc pe cele două? Fiecare, 2 ori 2. Luăm pe primul și mulțim cu toți de aici. Da. Luăm pe al doilea și mulțim cu toți de aici. Din 2 ori 2. 2, 4. 4. 2, minus 2 radical de 2. Minus 2 radical din 2. Minus 2 radical de 2. Minus 2 radical din 2. Plus 2. Plus 2. Egal cu 4. 4 minus 4 radical din 2. Plus 2 radical și încă o dată radical minus 4 radical din 2. Nu e exact asta de aici? Da. 4 minus 4 radical din 2. Plus 2. Deci iată că ai o șansă și dacă nu știai formula. Că la a doua înseamnă să repezi. Paranteza aceea e înmulțită de 2. Adică asta o putem face și la plus B totul la a doua. Ca să nu... Deci mă putea face și... Și la plus B totul la 2, adică să zicem că era 2 plus radical din 2. Putem să facem 2 plus radical din 2 până 2 plus radical din 2, nu? 2 plus radical din 2, dacă ați fost totul la 2, ai egal cu... 2 plus radical din 2 până 2 plus radical din 2, nu? Păi da, dacă spune că se repet de două ori, așa o scriu. 2 plus radical din 2. 2 plus radical din 2. Sigur. Deci din formula faci așa ceva, dar formula... Te-ai întrebat, ați fost corect așa, da? Nu, da, și dar e mai ușor de aplicat așa decât să mă gândesc, fac formula, e mult mai ușor așa. Păi, e mult mai ușor așa, dar vezi foarte mult timp. Da. Pentru că tu ai în, cum să spun, înmulțirea, reducerea termenului asemenea, toată chestia asta, îți consumă timp, dar așa deodată ajunge acolo. Da. Față de cel care știi formula, tu rămâi în urmă. Invers, când ai desfășurat și să strângi, nu mai știi. S-ar putea să le ai unii și ții desfășurat, că nu mai putea asta, nu? Dacă ai avut așa, 4x pătrat minus 4x plus 1 și să strângi ca un binom, nu vezi. Pentru că tu nu vezi pe 2x, 4x pătrat, că e 2x totul la pătrat, minus de 2 ori, ori 2x ori 1 și plus 1 la pătrat. Care se strânge 2x plus 1, 2x plus 1, 1 totul la a doua. Deci tu nu mai poți să faci asta. Deci dacă te mizezi că tot timpul vei face desfășurat, când e desfășurat să strângi, nu vezi asta. Da? Nu, nu vezi. De aceea sunt, astăzi am făcut numai așa, nu? A fost desfășurat, sunt formă de factor, sunt produs de factor și tot timpul acolo. Da. Plus, aici... Am de sub radical am desfăcut iar ca un binom. Așa. Și mi-a dat 3 plus 2 radical. Deci este așa, radical din... Radical... Cum e să apăsa, da? Da. 3. Da. Plus 2 radical din... De 2 prima parte, o radical. 4 radical din 6. Plus 4 radical din 6. Plus... De ce radical de 6? Că e de 2 ori prima ori, ori la 2 ori 4. Și radical de 3 ori radical de 2 fac radical de 6. Și plus... 4 ori 2, 8. Partea a doua la pătrat. 4 ori 2, 8. Da? Plus. Plus. Din cu aceea ce mai mult? L-am copiat așa. Lăsat așa. Radical din 11 minus 4 radical din 6. Egal. Și după am zis, ca să dispară radicalul, nu este ridic totul la pătrat. Păi cum se dispară radicalul? Îl dispare în modul. Sau secunde.
Dar tu ai de calculat concret. Cum să vezi la pătrat? Ai de calculat să vezi ce îți iese până la sfârșit. Da, 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 sunt radical. Păi, e povestea ta de aici încolo. Faptul că tu strici ce ai de făcut, e problema ta. Păi cum să zici la pătrat, când doar noi am de expresia asta totul la pătrat? Păi de atât timp cât e subradical. Te vezi? Dacă am trecut la clasa șaptea, urmăreai, aveai făcut eu lucrurile acestea. Așadar, aici e radical din ceva la a doua. Păi, tu ai ridicat la a doua, n-ai văzut că radicalul de ordine 2, se duce 2 cu 2 și rămâne exact scris sub radical. Adică, tu mi-ai făcut așa. Radical, uite ce rog, ai zis că radicalul din... Radical din 4 la 2 egal cu radical din 4 la 2 face 16. Care face ce? 4. Adică egal la pătrat ca cum se extrage. Egal la pătrat ca cum se extrage. Când simplu egal cu 4. Cât face radical din 3 la 2? Radical din 3 la 2. Face 3. Da? Cât face radical din radical din 2 plus 5? Totul la 2. Radical din... Scrie și tu că sunt lucruri care sunt la clasa 7. Radical din 2 plus 5. Te uiți, păi, din partea de așa ceva n-am auzit niciodată. Păi, da, faci ce vrei, măi. Radical din 2 plus 5. 10. De ce tu vrei să zici? Ai ridicat la pătrat? Păi, asta spun. Mai înainte, dacă ridicam la pătrat, face radical din 9, nu? Și care ca 9 face 3. Adică rămâne asta. Da, da. Și aici, fiind toată asta, acum, că ar fi fost 3, nu? Rămâne doar radical din 2 plus 5. Radical din 2 plus 5. Da? Cât este radical din... să spunem... x pătrat. Radical din x pătrat. Este... Nu mai știu, nu știu cine este X-ul. Este modul din X. Ca să mă asigur că valoarea va fi un mod pozitiv. Că dacă este scris așa, radical din minus 3, totul la a doua. Radical din minus 3, totul la a doua. După ce am discutat până acum, 2 cu 2 se simplifică și face minus 3. Fals! Fals! Că valoarea unui radical, în mod normal, aici minus 3 la 2 face 9, și radical de 9 egal cu 3. De aceea, ca să nu intru în păcat, cu modul. De ce n-am mai pus modul înainte? Păi era 3 pozitiv și nu avea un rost. De ce n-am mai pus la 4 modul? Nu avea nicio rost, că modul e 4, e 4. Încât radical din 1 minus radical din 3, totul la a doua, cât va face? Radical din 1 minus radical din 3, totul la a doua? Modul de 1 minus 3. Face modul de 1 minus radical din 3, pentru că în calcul aici este o număr negativ aici. Radical din 3 e mai mare și 1 minus 1. Da? Și atunci modulul schimbă semnul, nu? Pe asta cu plus să face minus și pe asta cu minus să face plus și o face ca valoare, fără să mai pun modul explicit, radical din 3, minus 1. Deci face radical din 3, minus 1. Deci atunci când nu știu exact că e pozitiv sau negativ, este în modul. Când știu că e pozitiv, nu are rost să mai pun. Pe timp. Când e negativ, pun în modul ca să schimb semnul, ordinea terminală,
Adică să se transformă într-un număr pozitiv. Mă întorc în liniște de aici. Ce ăsta a avut aici să ridic la pătrat? Radical din ceva la pătrat face exact asta, ce este radical. E stricat. Deci tot ce era aranjat de autor ca să fie bine, tu ai stricat. Și este egal aici cu cine am zis, cu... Terminăm cu... Și rămâi doar atât. Radical din 3 plus 2 radical din 2. Radical din 3 plus 2 radical din 2. Plus... De ce modul? Ce este ceva la pătrat? Nu. Păi dacă ar fi la pătrat, atunci aș spune modul de acolo. Acolo sunt în panică. Deci acolo nu-mi dau seama ce am să fac. Sunt destul de trist. Că nu mai este ca aici. Dacă ar fi un binom la pătrat, ca în situația de aici, aș fi un persoan cu aici bine. Dacă rezolvăm, cum să facem? Adică să rămână asta cu radical din 19 minus 4, radical din 6 și trecem tot ce avem în partea cealaltă. Și nu poți să împarte cealaltă, nu e calm, nu se face în partea cealaltă. Păi este o expresie, este un calcul numeric făcut. În partea cealaltă să-l treci, pe cine să-l treci? Că n-ai o ecuație, da. Că n-ai radical, nu știu ce, egal cu, da. Să treci într-o parte sau altă. Deci este, este un calcul numeric. Anul trecut, repet, a făcut astfel de greșițe foarte mult la clasa așa. De ce? Adică invitam în sistem, vină la lecții. Vină la lecții și să vezi. Și de mare folos. De mare folos este. Vezi? Așa ceva trebuie știut. Nu există să treci peste o masă. Nu există. Nu se poate. Ceva trebuie să facă. Deci eu visez din 11, eu deoparte, 11, minus 4, radical din 6. Să scriu ca fiind ceva la pătrat. Da? Și din cine și cum să fie ceva la pătrat? În lecția de astăzi, când aveam așa ceva, spuneam să fie ceva la pătrat, minus de 2 ori, adică din 4, 2, ori 2 radical din 6. Ca să fac 4 radical din 6, da? Și acum trebuie o ceva la pătrat și aici ceva la pătrat ca să poți trece ca un binom. Ei, o primă parte ar putea să fie 2, da, 2 la pătrat și radical de 6 la pătrat. Ia să văd dacă calculul făcut aici mă duce la 11. 2 la 2, 4 și cu 6, 10. Nu fac 11. Din păcate. Alte combinații. Ia să vedem ce mai poți face. Pe radical din 6 ăsta, tot poți zic radical din 2, ori radical din 3. Și atunci aici mai poți spune de 2 ori, ori 2 radical din 3, ori radical din 2. Și pot să spun, am de 2 ori, prima parte. Să fie prima parte 2 radical din 3. 2 radical din 3 la pătrat. Și partea a doua radical din 2 la pătrat. Dar 2 radical din 3 la pătrat, cât vine aici? 4 ori 3, 3 12. Depășește 12. Nu-i bun. Atunci zic 2 radical din 2. 2 radical din 2,
Și pe radical din 3, asta e patrizez aici. Iați-vă, prima parte la pătrat, cât este? 4 ori 2, 8. Și partea a doua la pătrat? 3. 8 și 3? 11. Gata, a fost mai bine binomul. Deci se pare că este binomul, de acum sunt, practic, 2 radicali din 2. 2 radicali din 2. Minus radical din 3, totul la pătrat. Deci 11 minus 4 radical din 6. Eu zic că este 2 radical din 2, minus radical din 3, totul la pătrat. Și ca să mă conving, despre formula să vedem dacă așa este. Prima parte la pătrat. Adică 2 radical din 2 la pătrat, 2 radical din 2 la pătrat, minus de 2 ori prima parte, radical din 2, ori radical din 3, da, plus radical din 3 tot la pătrat. Radical din 3 la pătrat. Și este perfect, pentru că facem 4 ori 2, 8 și cu 3, 11, minus 2 ori 2, 4, radical din 6. Excelent. Deci este corect. Așa că aici o să spun radical din. În loc de 11 minus 4, radical din 6, o să spun 2 radical din 2, minus radical din 3, totul la puterea 2. Și va dispare radicalul, dar cumva nu sunt sigur că e pozitiv, aici este modul. Și este cred că pozitiv, că radical din 2 face cam 1,41, ori 2,8, deci, și radical din 3 face 1,70, și atunci este pozitiv. Deci rămâne așa, în cazul să mai. Deci va face, în final, 4, minus 4 radical din 2, plus 2, plus radical din 3, plus 2 radical din 2, plus termenul radical și pătrat aici, plus cât vine? Plus 2 radical din 2, minus radical din 3. Și calcul. 4 și cu 2 face cât aici? 6. Așa este? 4 de aici cu 2. Da. Egal cu 6. Minus 4 radical din 2 și cu 2, minus 2 radical din 2. Și cu plus 2 radical din 2 se reduc tot. Deci se poate mai costa. Și radical din 3 cu minus radical din 3. Se reduc. Și rămâne 6. 6 care este număr natural. Deci 6 este număr natural. Deci observăm că în calculul care l-am făcut aici, care a fost ideea? De ce nu ți-am restituit loc acasă? Am scos un motor. Nu, aici e toată statistica. Da, și aici apar n-ai avut ridicat totul la pătrat, dispară radicalul, ai legile tale. Deci atenție multă. Este antimatematic ce vorbim. Era vorba de un calcul concret. Să lucrăm și să vedem ce se întâmplă. Deci n-ai știut că radicalul din ceva la pătrat este modul și fiind pozitiv, n-ai mai pus modul și rămânea doar atât 2 plus radical din 3 sau, da, 2 da. Plus. În urmă, radical din 3 plus 2, radical din 2, că aici a fost la binomul. Și aici n-ai intuit binomul la pătrat. Cum a fost aici aranjat de autor, trebuia să se străduie și aici. În loc de 11 minus 4, radical din 2, trebuia să-l surprinzi ca fiind cine? Acela. 2 radical din 2, minus radical din 3 la pătrat. Da? Asta trebuia să scrie. Ai văzut că nici eu n-am știut din prima dată, dar m-am ajutat de aici. 4, a scris 2 ori 2, radical în 6, care radical în 3 ori, radical în 2, și acum mi-am organizat 5 din prima parte, am luat-o pe 2, am de 2 ori. Prima parte poate să fie 2 radical din 3 și n-a fost, dar poate să fie și 2 radical din 2,
Pe mine partea a doua radical din trei. Da? Și iată că așa ceva trebuie făcut. Poți să întreb ceva? Te rog. Acolo unde avem radical din 11 minus 4 radical 6, era formula aceea când avem un radical subradical. Radical compuș. Da. Da? Deci mai există o variantă. Dacă nu-ți vine... Deci dacă nu reușim să vedem din nou, că nu reușim, nu-l vezi. Atunci avem formula aceea cu radical compuș. O să o arăt în dată. Anul trecut am făcut-o de foarte multe ori. Dar... mai înțeles că trebuia să fie ore de ore. Despre ce este vorba? Deci când avem așa radical din A plus minus radical din B, deci dacă am A plus minus radical din B, și dacă am bastă ca C pătrat C-ul, notăm cu C egal cu radical din A pătrat minus B. Atunci, formula asta continuă cu un simplu radical din A plus C supra 2 cu C-ul deci A plus C pe 2 plus sau minus întregimea radical din A minus C supra 2. A minus C supra 2. Și acum, hai să luăm și noi radicalul care avem acolo. Radical din gândesc. Din 11 minus 4 radical din 6. Egal. Facem paralelă între formulă și asta. Mă încurcă 4 ăsta. El trebuie să se ducă sub radical ca să apară așa. Plus. Da, păi îți băgăm sub radical. Cât îl băgăm când îl băgăm? 16 ori 6. Mă cred, 4 merge sub radical și 16 face radical din 11 minus radical din 96. Da? Că e 6 ori 6, 3, 6, 6 ori 6, 3, 96. Și acum pică exact formula de aici. A-ul, ăsta e A-ul și ăsta e B-ul. Ei, dacă A-ul este 11 și B-ul este 96, C-ul va fi egal cu radical din A pătrat. 11 la a doua, minus... numai 96. 96. Păi așa zice, A pătrat minus B. Da. Adică minus X radical. Minus 96. Egal cu radical din... minus 96 și face, vedeți voi, da? Din minus radical din 3.
Și egal mai departe cu radical din 8. Poți să scrii pe radical din R4. R4. Minus 3. Iese 4 în față și egal cu 2 radical din 2. 2 radical din 2. Minus 3. Deci 2 radical din 2 minus 3. Așa că... Deci minus 3? Și nu e radical din 3? Radical din 3, da. Minus radical din 3. Mai devreau încă dată. Radicalul ăsta din 11 minus 4 radical din 6, îl scriu ca fiind radical din 11... Minus radical din 96. L-am băgat pe 4 din interior. Îl aflu pe C. Care este 11 la pătrat minus 96, a pătrat minus 96, radical din 25 face 5, și atunci, zic radical din A plus C pe 2, minus radical din A minus C pe 2, radical din 8 minus radical din 3, că 11 minus 5, 6 pe 2, 3, și radical de 4 faci 2 radical de 2 minus radical din 3. Cât am zis noi? 2 radical de 2 plus radical din 3. Și am evitat ideea prozării din omul acela, care părea mai dificilă. În mod sigur, autorul nu s-a gândit la formarea din omului, ci s-a gândit la radicale supracompuși, radicale compuși. Adică am vrut să vadă în exercițiul ăsta mai multe lucruri. Bă, dacă știi binomul la pătrat, reacționezi. Nu știi, schimba la doua înseamnă mulțimplirea însăși. Nu? 2 minus radical din 2, pentru că 2 minus radical din 2. Mulțumesc paranteză și ce-ți de acolo. Aici, se sesizez că radical din ceva la pătrat, nu e ca să zici la pătrat, ci pur și simplu se simplifică și stai seama. Știi tu radicalul compus, formula asta? Deci, trei probleme. Binomul, radical de ceva la pătrat și, dacă știi, radical compus. Deci nu stăm în chestiunea întâmplare, ci vrea să verifice câte ceva. Și calculul ține cu radicale, de ce a terminat semenea. Ca în final să-ți dea un număr natural, adică spune, după ce calculezi totul așa, trebuie să ajungi la un număr natural. Deci asta a fost în ieșitul ăsta. Și era ultimul radical, e bine să o știm și pe asta, pentru că, spre exemplu, nu ne dădeam seama acolo, cum spre structura aceea, nu ne dădeam seama că... Cum se rupe 11, ca să ajungi la 11, era mai dificil. Da. Sigur că era mai dificil. Deci, ca să nu pierzi timpul cu tactorarea ceea care am făcut-o eu, te duci repede pe asta. Da. Deci, nu stai de gând, ai formula asta radicală din A plus minus radical din B, egal cu radical. Cu ce o să fie un număr natural, adică după ce extrage radicalul, să-ți dea un număr natural. Dacă un ceul, dacă îți dea radical din 3, înseamnă că tot radicalul e un acolo. Deci nu poți să scapi de radicale. Și atunci e găsit așa la nu are soluții. Dar totdeauna când dă radical supragul și autorul are grijă să formeze numele cele așa încât după A pătrat minus B acolo, după ce faci calculul, radical de la pătrat minus B, să fie număr natural ca să poți să continui. Și să scap din radicale și să-ți prapuși. Da. Ei, asta a fost chestiunea. Altceva cu care te-ai mai lucrat. Vezi, numai la o simplă chestiune, am descoperit niște goluri enorme și am insistat de jumătate de oră pe chestia asta. Nu? Iată, mai ceva, ce face mai tu. O altă chestie care te-a pus pe gând pe acasă și, așa cum spune, nu ți-a ieșit. Răspunsul ca acolo la sfârșit. Mai ești unii de ciudăți, dar știu sigur că am vorbit, dar... Deci ești sigur că ai făcut bine, fete, ce dur încerc. Ești sigur că ai făcut bine, dar nu ți-a dat acolo. Da. Atât de dur ești. Adică eu sunt sigur ce am făcut, nu discut că așa. Ești mai sigur decât mine. Să văd. Ce vreți să spui?
Modifezi? Radical din 2 ori radical din 6. Radical din 2 ori radical din 6. Plus 5, plus radical din 5, ori radical din 15, plus 3, radical din 3, radical din 3 ori radical din 27, da. Minus radical din 7, ori radical din 28. Așa. Atât. Se calculăm, da, se calculeze. Deci, să se calculeze. Te rog. Și am făcut așa. Am introdus un radical, radical din 12. Deci, fiind un produs din 2 radicali, cu același indice, există radical din 12. Da. Plus radical din 45, din 15. Cum face? 5 ori 5 pe 95? E 75. Radical din 75. Plus radical din 81. Radical din 81, că ai zis 3 ori 87. Minus radical din 147. Din 147. Egal tot. Radical din 12, 2 radical din 3. De ce zici eu de radical din 3? Că e... Ai înțeles aici, zici 12. De ce 12? Vă zici 2 ori 6. Și 5 ori 15? Da. Ai înțeles. Și radical din 12, de câte zi ai zis tu? 2 radical din 3. De unde ești asta? 4 ori 3, din 2. Aaa, deci egal cu radical din 4 ori 3. Și 4 a ieșit de sub radical și face 2 radical din 3, da? Deci egal cu 2 radical din 3. Plus 5 radical din 3. Plus 5 radical din 3. De ce 5 radical din 3? 25 ori 3 e 75. Deci 75 e 25 ori 3. 25 scapă de obligații. Ies în față și vine plus 5 radical din 3, da, de acord. 81 e 9. Deci plus 9, minus 147. Așa. Chiar așa au fost obținute. Da. 7 ori 21. Da. Adică 7 radical din 21. Da, 7 radical din 3. Da. De ce 7 radical din 3? Pentru că 7 ori 7 e 4. Deci... A, dar 49 ori 3 fac 147? E, vezi, 49 ori 3. Deci atunci zic minus radical din de 147, zic 49 ori 3, da? Lăsăm așa, 49 ori 3. Și 49 scapă de radical și egal mai departe cu 2 radical din 3 plus 5 radical din 3. Și cât face 2 radical din 3 și cu 5 radical? 7 radical din 3. Deci egal cu 7 radical din 3. Plus 9. Minus 7 radical din 3. 7 radical din 3. Și 7 radical din 7, așa, și rămâne 9. Ai zis, l-am făcut, sigur l-am făcut bine și nu ești. Păi da, la fel n-aș mai nou, dar asta și pe ceva cu radical. O să fie așa, uite, te-ai uitat la el. Da, e de 2.
Da. Deci rezultatul corect este 9. N-avea cum să fie altfel. Dar ce am întâmplat autorul că ești ăsta? Ce crezi că a putut el să facă? Da, ce poate cum dai ca să... Tu să vă ca, concret, ce a putut el să vadă, să vedem, dacă vrei să-i zizat, care a fost dorința lui? Dacă știm să facem... Produsul a doi radical, egal cu radicalul din produsul lor, odată. Sau, el a mai vrut și altceva, de radical din 6, să spui că radical din 2, radical din 3. Și ar fi fost radical din 2, care a dat același. Ori radical din 2, ori radical din 3. A, și plus, radical din 5, ori 15, radical din 5, ori radical din 3. Plus, plus radical din 3, ori radical din 27, care înseamnă radical din 3, ori 9. Ori radical din 9. Nu? Minus radical din 7, ori noi de 21, radical din 7, ori radical din 3. Egal cu. Radical din 2, radical din 2 face 2. Că poți să scriu radical din 2 la arme pe aici, la a doua. Că radical din 2, radical din 2, radical din 2 la a doua. Ori radical din 3. Plus, radical din 5 la a doua. Ori radical din 3. Plus, radical din 3 la a doua. Ori radical din 9. Minus radical din 7 la a doua. Ori radical din 3. Și radical din 2 la 2 face cât? 2. Dacă? Da. Ar fi radical din 4. Deci scapă de sub radical din 2. 2 radical din 3. 3 plus 5 radical din 3. Plus 3 radical din 9. Radical din 9. 3. 3 ori 3, 9. Deci plus 9. 9. Minus? 7 radical din 3. 7 radical din 3. Se reduce aia și rămâne 9. Face 9. Deci, asta o vrută autorul. Era mai ușor așa. Sigur că era mai ușor. Ei, dragilor, astea în clasa a 7-a, de fapt. Și-a făcut mult mai greu în clasa a 7-a. Da? Și acum să vă spun pe ce dreaptă. Eu nu pot pierde timpul făcând așa ceva și nu făcând așa ceva. Toate sunt pe internet puse de anul trecut. Și la 6-a, și la 5-a, și la 7-a, să ne exilvă de capoadă. Nu mă credeți că pot să pierd așa chestii de-astea și să filmez. Nu. Încarc acolo cu tot felul de lucruri inutile, care sunt deja făcute. Deci întâlnirea cu mine presupune să aveți aceste lucruri. Câte vreme sunt puse pe internet, vă spun vouă și vă spun tuturor celor care urmăresc, că depinde de munca lor individuală. Timpul la mine este foarte precios, dar fac niște lucruri interesante aici când mă întâlnesc. Așa că vă mărturisesc că nu pot continua cu astfel de chestiuni. Vă puneți la punct și discutăm. Veniți acolo la clasele, la clasa 8-a, unde fac lucruri, calcul, algebră și tot felul așa. Vă interesați când fac algebră, de regulă fac partea a doua ori, da? Vă mai răspund la câte ceva care mă interesează, dar nu mă apuc să fac chestii de acestea pentru că îmi va joc de mine. Deci nu am cum, nu fizic nu pot face asta. Deci nivelul la care vă aflați presupune muncă individuală imensă ca să recuperați clasa 5-a, 6-a, 7-a, 8-a, până când ajungeți la corune trebuie, ca să înțelegeți câte ceva, că altfel faceți tot felul de asta. Deci calculul algebrei de, radical de anul trecut, făcut cum trebuie acolo. Tot felul de ghișiții, tot felul. Dacă ar fi fost ei la clasa sau pe acolo, plecau din sală. Deci ei ar fi plecat de aici lângă mine, spune tot lucrurile și așa ceva. N-am mai văzut asta. Ei văzut Cosmin, nu? Cum lucrează, ce se întâmplă, cu strâng din om, cum se fac, cum fac factorizări, cum fac tot felul de chestii. Te-ai ținut din greu.
tensiune, făcut eforturi mari cu tensiune de ei ca să înțelegi câte ceva. Da? Deci, conștientizează că te afli aici și munca individuală. Iar eu, repet, cu treabă primesc la acolo, dar de stat să fac chestia asta, nu mai fac. Nu mai fac pentru că ce fac? Că după o perioadă de muncă de asta, nu-mi permit să te epuizat de oboseală. Am făcut la clasă de acelea care le-ai făcut, am satisfacție cel că fac la copii, la întâia, de doua, niște lucruri interesante, dar așa ceva, când deja am făcut pe internet și găsiți așa ceva, caut eu să învăț eu locul vostru, n-am cum. Asta este ideea. Bun, la revedere, seara bună!